Nord Stream 2, este un gazoduc care va aduce gaz din Rusia în Europa de Nord, susținut și finanțat parțial și de Germania. Sunteți europarlamentari german în opoziție însă față de acest proiect. De ce? În Parlamentul european, majoritatea colegilor mei germani susțin proiectul. Alții ca mine, și colegii din grupul meu politic sunt de părere că o creștere a dependenței energetice de Rusia nu ar fi benefică nici pentru Germania, nici pentru Uniunea Europeană. Actualmente, gazul pe care îl primim de la Rusia este cam 30% din total. Dublând importurile noastre de gaz din Rusia, ne vom vedea într-o situație dezavantajoasă care va fi folosită cu siguranță de Rusia din punct de vedere politic. Ca atare, dacă dorim să eliminăm combustibilii fosili, nu ar fi inteligent din partea noastră să instalăm o altă conductă care să ne lege și mai strâns de utilizarea gazului. În plus, avem deja alimentare cu gaz. Dacă oamenii spun că avem nevoie de gaz, ca o tehnologie de tranziție către atingerea țintelor de decarbonizare, pot înțelege asta. Avem conducta drujba care traversează Ucraina și care funcționează normal. Doar Rusia încearcă să șantajeze Ucraina prin încercarea de a închide această conductă. Dacă se va întâmpla asta chiar în vecinătatea directă a Uniunii Europene, vom avea dificultăți. Ca atare, nu există motive serioase să se închide această conductă și nici să se pună în funcțiune Nord Stream 2. Ca să nu mai vorbim de faptul că Nord Stream 1 nu funcționează la întreaga capacitate. Prin urmare, întrebarea este: De ce nu folosim Nord Stream 1? Dar vă reamintesc de obiectivele Uniunii Europene de a deveni în 2050 primul continent neutru din punct de vedere climatic și de a înlocui combustibilii poluatori, cei fosili, cu unii prietenoși cu mediul. Pe de o parte discutăm de decarbonizare, iar pe de alta dublăm volumul de gaz din Rusia. Volumul de combustibil fosil, deci, nu are niciun sens. So, um, while people are saying we need more gas, okay, then why don't we use Nord Stream 1 first? Um, and um, as I said at the beginning, climate protection, uh, environmental protection would mean to phase out of gas and not to double the volume um, of gas uh, from Russia. Eliminarea combustibililor fosili face parte din așa-numitul Green Deal, pactul ecologic asumat de Uniunea Europeană și ale cărui legi se votează și în această sesiune parlamentară. Așa este, gazul este singurul combustibil fosil care a fost cu greu acceptat pentru încă o perioadă, dar doar ca variantă tranzitorie și pentru care țelele de distribuție de gaz să poată fi ulterior folosite pentru hidrogen. Pe de altă parte, unii se întreabă ce caută Rusia în această discuție când există state membre, România, de exemplu, cu resurse de gaz neexploatate. De ce se importe Uniunea Europeană gaz din Rusia când poate lua din România? I mean, Romania... Este un joc de lobby, probabil că România nu a reușit să îl numească drept reprezentant al său în efortul de lobby pentru companiile de gaz românești, pe fostul cancelar german. A reușit însă Vladimir Putin să facă asta pentru Rusia, iar rezultatele le vedem dureroase pentru multă lume. Fostul cancelar are încă acces la multe paliere ale puterii și este foarte influent. Numirea sa s-a produs imediat după anexarea Crimeei și declanșarea războiului din Donbass, din Ucraina. Da, Uniunea Europeană ar putea fără probleme să fie autosuficientă în privința furnizării de energie. Nu există nicio nevoie reală de a crește volumul de gaz primit din Rusia. Mai degrabă, am investit mai mult în surse alternative de energie, iar banii investiți în Nord Stream 2 ar fi putut fi investiți în capacități de stocare, în noi tehnologii sau în măsuri de eficientizare energetică. Banii folosiți în Nord Stream 2 sunt bani risipiți. Acest proiect a fost posibil doar pentru că fostul cancerar german. Gerhard Schröder is still very influential in the Social Democratic in Germany. To enlarge um, the supply coming from Russia, at that point, um, we could easily phase out, we could easily install and invest much more in renewables, while the money which was being given uh, to uh, the, the pipelines now and, and to all the technology linked to Nord Stream 2. Could have been invested uh, in storage, in technology, in smart technology, in energy efficiency measures. So, this, from our perspective, is really wasted money. But for your original question, I would say that the very close ties between the Social Democrats in the person of Gerhard Schröder were mainly um, decisive and crucial for this uh, very unpleasant project. Și ce marjă de manevră are Parlamentul European în condițiile în care actualmente, deși grupul SND nu este atât de puternic în Parlament. Reprezentarea pe stânga este mai puternică decât oricând. Din cauza celor alte forțe politice de stânga? Um, well, I see this a political project. And the majority in the European uh... European Union, um, is not there. Acesta este un proiect politic. În cadrul Comisiei ITRE din Parlamentul European, Comisia de Industrie și Energie, am avut-o ca invitată pe responsabila cu energia din cadrul Comisiei Europene. Ea a repetat de mai multe ori faptul că acest proiect nu este în interesul Uniunii Europene și este periculos din punctul de vedere al securității pe termen lung. Olanda, Austria și Marea Britanie sunt țările care îl susțin, dar statele din Uniunea Europeană din Sud sau Nord nu sunt de acord cu acest proiect. Ce s-ar putea întâmpla este să se finalizeze construcția, dar Nord Stream 2 să nu fie folosit niciodată. Să sperăm că noul guvern federal german, care va rezulta după alegerile din septembrie, nu va mai disloca niciun cent către Rusia pentru acest proiect. Against or not in favor of this. And we see this from the south of the European member states and the seas from the north and many others. Um, it is, it could be, hopefully, an opportunity to find any kind of a compromise also with the US um, administration um, to maybe finish this uh, as a pro, as a, as, a, as a building. But we'll never use it as a pipeline. So hopefully, uh, the new federal government then after September will find a solution where we have a face-keeping, um, face-saving uh, solution for all the actors, but not feeding and fueling um, any money, any more money to Russia. Mr. Uh, Viola von Krauen, thank you so much for this interview. Thanks a lot for having me again.